Are aspectul unei rozete formate din nenumărate frunze cărnoase. În centrul acestei rozete crește o tulpină înaltă de până la 40 de centimetri, ce poartă flori frumoase și niște săluțe de culoare roz sau roșie. Frunzele cărnoase și foarte suculente se folosesc în aplicații direct pe piele, în bolile de piele, zona zoster sau pentru hidratarea unui ten uscat sau aspru. Urechelnița se culege numai în stare proaspătă, începând cu luna martie până la mijlocul lunii octombrie. Substanțele despre care se știe că ar exista în compoziția acestei plante sunt sărurile astrigente și acidul malic. Planta este antiinflamatoare, cicatrizantă, antibiotică, astrigentă, diuretică, sedativă, hemostatică și fermifugă. Se folosește în special sub formă de suc proaspăt, extras din frunzele cărnoase, care se taie pe lungime, apoi se pun pe marginea unei farfurii adânci și se lasă să se scurgă. Cu acest suc se tamponează părțile de piele afectate de exeme. Același suc de urechelniță se mai folosește la tratarea altor boli de piele, pigmentare, alunițe, lentingo, pete din naștere sau pete de bătrânețe și poate chiar să elimine pistruii. În zona zoster, sucul de urechelniță este foarte bun pentru calmarea durerilor foarte mari. Frunzele zdrobite se pot aplica pe bătături, pe zonele afectate de acne, pe înțepăturile de insecte, pe rând sau arsuri. Deși este recomandată pentru efectele miraculoase în boli, bolile de piele, urechelnița poate fi administrată și intern cu rezultate bune, în afecțiuni renale, otite, dureri de din sau urechi, afecțiuni nervoase, diaree, febră, hemoroizi sau paraziți intestinali. Relatează sursebune.com